Atunci când vine vorba de enumerarea celor mai închise țări din lume, o națiune se află cu ușurință în fruntea listei. Coreea de Nord, cunoscută și sub numele de Republica Populară Democrată Coreeană, ocupă jumătatea nordică a peninsulei coreene. Ea a luat ființă mai mult sau mai puțin oficial în 1948, la scurt timp după cel de-al doilea război mondial. Kim Il-sung, susținut de Uniunea Sovietică, a apărut ca primul lider al națiunii și a început un puternic cult al personalității, care s-a extins până la familia sa. De atunci, titlul de lider suprem a trecut la fiul său, Kim Jong-il, urmat de nepotul și actualul lider Kim Jong-un. Într-un efort de generații întregi de a se menține la putere, familia Kim și loialiștii săi au construit unul dintre cele mai autoritare guverne din istoria modernă. Stăpânirea lor asupra națiunii și a poporului său înseamnă că nordcoreenii au un contact redus sau chiar inexistent cu lumea exterioară și se confruntă adesea cu probleme semnificative, cum ar fi malnutriția generalizată și lipsa aproape totală a libertății de exprimare. În ciuda acestui control, unii nordcoreeni decid totuși că este timpul să plece. Poate că se uită la o emisiune sudcoreană introdusă clandestin în Coreea de Nord pe un stick de memorie. Poate că supra-solicitați și înfometați aud că dincolo de graniță îi așteaptă oportunități economice. Indiferent de motivul pentru care se întâmplă, călătoria de ieșire din Coreea de Nord nu este ușoară. Iată ce face ca dezertarea din această națiune să fie atât de dificilă și periculoasă și care sunt singurele modalități de a ieși din acest stat închis. Există doar 10 modalități prin care se poate evada. Una dintre cele mai populare strategii de evadare presupune traversarea zonei demilitarizate puternic fortificată în Coreea de Sud. O călătorie periculoasă, plină de pericole din cauza minelor și a soldaților nordcoreeni care sunt dispuși să tragă în dezertori. Traversarea în nota Mării Galbene oferă o altă speranță, deoarece unii înotători pricepuți au reușit să ajungă în Coreea de Sud, evitând patrulele navale. Marea Japoniei oferă o altă cale de scăpare, deși cu barca, iar foștii dezertori au traversat apele până în Japonia sau Coreea de Sud. Colaborarea cu contacte chinezești pentru a se strecura peste granița dintre Coreea de Nord și China este riscantă, dar fezabilă. În timp ce participarea la evenimente internaționale precum Jocurile Olimpice sau turneele de fotbal oferă sportivilor o șansă de a dezerta. Exploatarea misiunilor de muncă străine controlate de stat din Coreea de Nord este o altă metodă, în ciuda condițiilor de muncă periculoase și a exploatării fondurilor obținute de către regim pentru programele de rachete nucleare. Căutarea de refugiu în ambasadele străine prin intermediul corpului diplomatic nordcorean a facilitat de asemenea dezertările de profil înalt și chiar și compania aeriană de stat Air Koryo reprezintă o oportunitate, deoarece nu există rapoarte privind gărzi înarmate care monitorizează pasagerii. În cele din urmă, angajarea în programe de schimb de studenți oferă atât perspectiva de a studia în străinătate, cât și de a scăpa din ghearele regimului, cu potențialul de a aduce înapoi cunoștințe nou descoperite pentru a-și ajuta țara. Oricine este prins evadând riscă pedepse aspre. Pentru potențialii dezertori, amenințarea de a fi prinși este cu siguranță foarte mare în mintea lor. În 2018, defectorul Scott Kim a declarat că el și mama sa au fost returnați în Coreea de Nord de către China, după ce cei doi au trăit ca lucrători fără documente timp de aproximativ un an. Kim a fost transportat la un centru de detenție, unde a fost înghesuit într-o celulă cu alți 20 de deținuți și o singură toaletă. Au suferit bătăi regulate și au fost obligați în mod constant să se târască în loc să meargă. Cu toate astea, acest lucru s-a dovedit a fi relativ uman,
deoarece Kim i-a convins pe gardien că este un adolescent și a obținut trecerea la o unitate medicală. Dacă ar fi știut că este mai în vârstă, Kim ar fi putut fi trimis într-un lagăr de muncă, unde a ajuns în cele din urmă după o a doua tentativă de evadare. După ce a fost prins a treia oară, Kim a fost trimis într-o instituție pentru deținuți politici. Se crede că aceste lagăre de prizonieri sunt deosebit de brutale, cu sentințe interminabile care îi pot supune pe deținuți la tortură, înfometare, agresiune sexuală și muncă forțată. Alte tentative de evadare ar putea fi supuse unor pedepse chiar mai grave. Dezertarea prin China costă o avere. Mulți dezertori se bazează pe intermediari cunoscuți sub numele de brokeri, care acceptă plata pentru a transporta oamenii de la granița nordică a Coreei de Nord prin China. Mulți dintre ei călătoresc apoi mai departe spre sud, în țări precum Vietnam și Cambodgia, de unde pot lua un zbor spre Coreea de Sud. După cum a declarat dezertorul Umia Run pentru Al Jazeera în 2018, lucratul cu brokerii nu este ieftin. Trebuie mituiți polițiștii de frontieră, trebuie aranjat transportul, iar totul este mai ușor cu buzunare adânci. Umia Run a relatat că traversarea ei în 2009, care a inclus săritura peste un râu înghețat în timp ce gardienii trăgeau spre ea, a costat aproximativ $2,800. Aproape 10 ani mai târziu, ea a estimat că persoanele care traversează granița ar trebui să pună la bătaie mai mult de 3 ori decât această sumă, adică aproximativ $9,300. Oricine ar avea ca obiectiv Coreea de Sud ar trebui să crească și mai mult această cifră, la aproximativ $14,000. De atunci, blocajele COVID și securitatea sporită a frontierei au făcut ca trecerea să fie și mai dificilă și mai costisitoare. Deoarece se pare că brokerii se confruntă acum cu pedepse prelungite cu închisoarea dacă sunt prinși, procentele lor au crescut. Dezertorul Hong Gang-chul, un fost polițist de frontieră, a declarat pentru Vocea Americii că brokerii luau cândva un comision de 30% din banii trimiși de către dezertori membrilor de familie rămași în Coreea de Nord. Acum este mai mult de 50% sau chiar 70% în unele cazuri. În ceea ce privește costul plecării, Hong a afirmat că prețul total pentru o evadare în Coreea de Sud costa aproximativ $21,000 în 2021. Familiile dezertorilor se pot confrunta cu consecințe grave. Având în vedere controlele de frontieră din ce în ce mai stricte și măsurile de securitate draconice puse în aplicare în întreaga Coreea de Nord, mulți fugari au ajuns să accepte că s-ar putea să nu-și mai vadă sau chiar să nu mai comunice niciodată cu familiile lor. Cu toate astea, acest lucru poate părea suportabil atât timp cât familia lor nu suferă soarta sumbră a celor dragi ai altor dezertori. Totuși, potrivit Radio Free Asia, familiile fugarilor s-au confruntat cu pedepse mai aspre în ultimii ani, în timp ce guvernul nordcorean încearcă să anihileze speranțele de a părăsi această țară strict controlată. Având în vedere că dezertorii sunt acum etichetați drept trădători ai regimului, se pare că pedepsele familiilor lor includ de asemenea pedepse cu închisoarea pentru că au luat bani de la membri evadați sau chiar și pentru simplul fapt de a spune lucruri frumoase despre ei în public. Unele familii ar putea chiar să fie condamnate la închisoare în lagăre pentru infracțiunea de a fi rude cu un dezertor. Viața în Coreea de Sud poate fi plină de discriminare. Odată ce dezertorii nordcoreeni ajung în Coreea de Sud prin oricare din modalitățile prezentate, li se permite să își înceapă viața acolo. Dar în timp ce unele programe guvernamentale încearcă să ușureze tranziția, nordcoreenii se pot confrunta în continuare cu probleme semnificative în noua lor casă. Găsirea unui loc de muncă poate fi dificilă atunci când dezertorii sunt puși în fața unor candidați sudcoreeni care au un nivel de educație mai ridicat și care au trecut deja prin procese de interviu.
Prin urmare, fugarii tind să aibă venituri mai mici și rate mai mari ale șomajului decât cei născuți în țară. Deși Coreea de Sud oferă o educație universitară gratuită pentru mulți dintre ei și se pare că diferența de venituri se reduce. De asemenea, aceștia se pot confrunta cu o discriminare socială. Ori de câte ori Kim Jong-un sau alți lideri nordcoreeni lansează sau sunt implicați într-o nouă confruntare diplomatică, dezertorii se pot trezi supuși unei examinări suplimentare din partea vecinilor lor. Chiar și copiii nordcoreeni se pot confrunta cu intimidări în școlile sudcoreene din cauza originii și a accentelor lor. Pentru unii dezertori, acest lucru este suficient pentru a împinge dincolo de Coreea de Sud și pentru a-i determina să se stabilească în alte națiuni. Un număr mic poate chiar se simt obligat să facă ceva ce sună cu adevărat drastic, să se întoarcă în Coreea de Nord. Concluzie. În încheiere, dezertarea din Coreea de Nord este o acțiune extrem de periculoasă și dificilă, impusă de condițiile severe ale regimului autoritar și izolat al acestei țări. Zona demilitarizată dintre cele două națiuni prezintă obstacole considerabile, cu gardieni puternic înarmați, sârmă ghimpată și riscul de mine și gloanțe. Ceilalți factori precum costurile ridicate, amenințările de pedepse aspre și impactul asupra familiilor dezertorilor adaugă la dificultatea acestui demers. Chiar și cu riscurile imense, unii nordcoreeni își asumă aventura dezertării în căutarea libertății și oportunităților în afara țărilor închise. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.